Cu siguranță știți că există o mulțime de discuții legate de valoarea normală a colesterolului. Există două curente de opinie, sunt chiar medici care susțin că la vremea lor au învățat că valoarea normală este undeva pe la 300, iar acum de la 200 un colesterol deja se pare că ar putea începe problemele. Cum este corect? Cum trebuie să judecăm această valoare, domnule doctor? Nivelul colesterolului din sânge poate reflecta, de fapt, atât o alimentație cât și o funcționare normală a organismului, a tractului digestiv, cum folosim energia noastră și așa mai departe. Valorile normale pot să fie mai mici sau mai mari. Depinde și poate fluctua de la pacient la pacient. Ideea este întotdeauna una foarte clară și sigură. Dacă mâncăm o bucată de slănină care crește foarte mult nivelul colesterolului din sânge, atunci ar trebui să facem și mișcare în plus pentru a arde colesterolul, pentru a arde grăsimile. Știm că grăsimile sunt totuși sursă de calorii. Au un conținut mare de calorii. Dacă mâncăm mai multe grăsime, ia să mai facem mai multă mișcare. Asta este ideea. Problema în viața noastră cotidiană este una foarte simplă. Avem o alimentație bogată în grăsimi, bogată în uleiuri, dar nu facem destul de multă mișcare. Foarte multă lume lucrează într-o poziție șezândă, într-o poziție în care nu prea face mișcare, nu prea are nevoie de calorii în plus și atunci absolut este normal să ajungem la niște valori crescute. Mai de mult erau mai mari. De ce? Fiindcă oamenii făceau mai multă activitate fizică. Be smart. Be cool. Be fresh. Be FM.